Prieteni, vă salut al vostru, Livian! Vreau să discutăm ceva împreună. Eu, oricum, am ajuns la un consens împreună cu soția, bineînțeles, dar vreau să văd și părerea voastră vis-a-vis -vis de cele pe care urmează să vi le prezint. Și anume, nu o să vă arăt cum arată sala încă, sala denunți, adică denunț. sala de nuntă unde o să, o să aibă loc nunta mea, Alexandrei, dar ce vreau să discut cu voi sunt următoarele lucruri. Meniurile, zona de entertainment, aici muzică, fel și fel de activități care ne-au venit nou în cap și vreau să vi le prezint vouă, să-mi ziceți ce părere aveți și poate aveți și voi câte o idee, poate câte o... pardon, de la apa minerală, câte o ajustare care ne-ar prinde foarte bine. Și vine situația, stă în felul următor. Stați așa. Hai să vă zic câteva cuvinte despre sală. Nu mă o găsesc. 700 de metri. asta e. 750 de metri. Zona de dans, ringul, are 52 de metri pătrați. Deci, metri pătrați. 52 de metri pătrați. Capacitatea până la 550 de persoane. Acum, nu o să fie un număr atât de mare de invitați, un jur de 450, pentru că am zis, bă, nu, nu, invit numai ca să fie hai, 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 hai. La cine am fost, la prietenii de -a mei cu care am ieșit, chiar dacă n-am fost la unii la nuntă. Bunul meu simț mă face ca eu să-i întreb dar fără nicio supărare dacă îți refuzați, să-mi zică, nici nu trebuie motiv. Bă, Lobo, nu vin că nu îmi zic de ce nu vin. Nu, Lobo, nu vin. Punct. Nu mă supăr, nu sport pică, nu, domne și ferește, decât să vii cu inimă strânsă și grea și... Nu. Mai bine nu. Bun. Deci, specificații. Capacitatea, sistem de video, mapare și videoproiecție, performant. Asta, dacă mi-aduc bine aminte, înseamnă, deci cum o să stăm la masa mirilor, în spate o să iasă așa ca și o, ca și o plasmă, ca și o de-asta de cinema și acolo o să se proiecteze fel și fel de animații. Sistem de sonorizare, au zis numai de care, bose, numai oare pe Mercedes sau pe Audi bose, nu știu, dar e firmă tare bose. Sistem complex de iluminat ambiental și dinamic, oricum, o să fac o filmare și o să mergem împreună, când o să fie gata, că încă e în construcție sala, deci e o sală nouă. Iluminat ambiental dinamic integrat în designul sărilor și personalizabil, adică pot ce, ce culoare vreau eu pe tavan, orice culoare zic, culoarea aia o să iasă. Acces facil cu, cu logistică și instalații voluminoase, e bun. Zona de depozitare, wireless, deci atenție, nu trebuie să vă consumați internetul propriu care veniți la mine la nuntă, că sunteți de prin țări străine, că sunteți, nu trebuie să vă activați, nu roaming, <laughs> nu știu cum se numește dacă vii din exterior în țară, roaming, germing, idming, Engling, frankming, spamming. Înțe orice minguri, nu mai trebuie că este zonă de wireless. Servicii de catering din bucătăria proprie, zonă fumător, terasă proprie, acces terasă panoramică, atenție, foarte faină. V-am zis, o să mă, mergem împreună și o să vă arăt. Event manager dedicat, deci foarte dedicată, e o domnă. Doamna e foarte dedicată și implicată, e o domnă și o domnișoară extraordinar de Bine și fac treaba. Locuri de parcare dedicate. Atenție, foarte importante sunt locurile de parcare. Bun. Astea specificațiile sălii. Și acum, meniurile. Deci, astea vi le-am zis așa, ca să faceți o idee cum îi sala. Oricum, nu vă puteți face voi o idee, nu știu cât de mare. Dar, vă pot da o imagine. Asta e randarea. Finalul o mică parte. Deci o să fie un fel de indian grecesc luxos, marmură cu specificații și detalii indiene și do foarte fain, foarte, foarte sau egiptene chiar, atenție, nu indiene, egiptene, foarte fain. Și avem aici o, meni, o, listă de meniuri. O să vi le spun pe toate și o să vă zic ce am ales. Eu cu soția am ales trei meniuri din astea șase. Ei bine, astea trei meniuri le oferim invitațiilor când o să le, când o, să -i anunțăm, iar înainte cu o lună, când trebuie să dea confirmarea venim sau nu venim, împreună cu confirmarea eu împreună cu soția venim, pentru mine meniu 1, pentru soția meniu 2 sau poate pentru ambii meniu 2, cum vrea fiecare. Și situația stă în felul următor. Meniu numărul 1. Amus bușe, cremă de unt, adică un starter, cremă de unt cu sare de Himalaya, brioșa făcut în, în casă, proaspăt scosă din cuptor, unt cu sare de Himalaya, foarte bună, ca și starter, foarte bună, adică îți, deschide apetitul. Gustare rece, pate de pui, ciuperci murate, măr caramelizat, cremă de susan, tartar de ardei copt, crocant, cro crocant de orez expandat. No, asta n-am mai auzit-o. Crocant de orez expandat. Crochetă de porc, gem, de prune afumate, nu, gel de prune afumate, vinete marinate cu stroi crop, copt, crocant de măsline, macro afumat, muse de mărar cu lime, brânză feta crocantă, dulceață de ardei iute și fistic, tartar de castravete cu iaurt, apio și măr. Ca noroc că s-a încheiat apio cu apio <gântu -i> lista, pentru că mie nu-mi place apio și astfel mi s-a retras toată saliva citind toate aceste delicatese. Mozdruncinat. druncinat. Astea sunt gustările reci, la meniul 1. Gustare caldă, clătită, umplută cu pui și ciuperci de pădure, sos de unt afumat și conopit de copt în sare. Interesant. Preparatul de bază, Wellington de porc, cremă de cartof cu ceapă verde, confit de curcan, sos de glace aromatizat cu cafea, ăsta nu-mi place, mie nu-mi plac aromele de cafea. Cafeaua îmi place, dar prăjitură cu cafea. Ce? Lasă că eu citesc meniul, mami, la final zic ce, ce am ales. Sote de fasole verde. Și preparatul final, porcheta cu ierburi aromatice și legume caramelizate. Foarte bună e porcheta asta. Mie mi îmi place extraordinar de mult. Bun. Meniu numărul 2. amuse bușe. A, ah, amuse bușe nu e un preparat. Cum ar veni uh, zi. No, acum scapă și cuvântul ăla. Înainte să degustarea aia. Uite, mă. Cum se numește? Aperitiv. Un fel de aperitiv e am, amuse bouche. Deci la meniu numărul 2. Chips de măsline cu cremă de păstră va fumat. Gustare rece, cataif crocant, roșii confiate în ier ierburi de Provence, icre de șalău, shivas și ulei de pătrunjel. Deci vă dați seama. Crem brule din brânză de capră, dulceață de măr cu muștar franțuzesc, extraordinar tartar de creveți cu iaurt, mărar și ulei de ceapă verde, tartar de vită, gel de călbenuș și cremă de unt, rilet de pui, gem de capră, ceapă murată, mozaic din piept de rață afum afumat cu goji. Amețitor, mediu. Asta e gustarea rece și la gramaj 420 de grame. De jumătate de kil de gustare rece. Gustare caldă, doradă regală, arancini de orez, cremă de vinete copte, sos spumant cu șapanie și caviar de roșii. Și caviar de roșii. Praz. Asta e gustarea caldă. Preparatul de bază, obrăjor de vită fraged, pui aromatizat cu trufe și verdețuri de sezon, piure de cartof cu tarhon, ceapă franțuzească gătită în unt și milfiu Milfiu, de țelină cu cimbrișor. Nu mă întrebați ce înseamnă milfiu. Vă rog frumos. Preparatul final, ăsta are 350 de grame. Preparatul final, sarmale curață afumată în foaie de viță de vie. Bun. Bun. Meniu numărul 3. La mus bușe, adică la început, consome de roșii cu sos de busuioc. Mmm. Gustare rece, Rost de, rost de beef, em, emu, emulsie de ton și capere crocante, caperele alea nu prea, tartă cu ciuperci și maioneză de pătrunjel, tartar de creveți, jeleu de yuzu, pâine crocantă și muse de avocado, tapenada de măsline, mius de biban de mare, crochetă de curcan cu sos tartar, mius de brânză cu capră, tru, trufe negre și dulceață extraordinar. Trufă din fica de rață, n vă dat seama câte trufe sunt farfurie? În ciocolată neagră. Ui, 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 ui. Deci vă spătați mă la noi la nuntă mă. Gustare caldă, File de somon, gnocchi rumeniți în sos de lime, Uf, ce bun. Roșii cherry copte și varză de Brusel, salată micro green cu vinegretă de pere. Vinegretă de pere preparatul de bază, iepuri aromatizat cu trufe, mie nu prea îmi plac trufele. Terină din rață confiată, crem brule de dovleac, piure de țelină și cartof noi confiați în, sos de ghebe. Ele s bune ghebele. Preparatul final, curcan cu ceapă car caramelizată, alune de pădure și sos de merișoare. Nu vă dați seama ce bun e preparatul ăsta final. Extraordinar. Mai avem încă două meniuri, două secunde, prieteni, să-mi răcoresc gâtlejul că le prea mult o salivat. Nu uitați, beți apă minerală la sticlă de sticlă. Alea în sticlă de plastic ținute, bat soarele de pe ele și bucăți de plastic, de alea minuscule, să dezintegrează și le beți, nu spune. Meniu numărul 3 sau 4, nu mai știu la câte am ajuns. Cappuccino cu spumă de hribi. Starterul. Gustare rece, foagra cu jeleu de cireșa mare, tartar de măr și dulceață de portocale, servit cu pâine frage de cunt. Deci voi să-mi ziceți la final, lobo, meniul ăsta mi-a plăcut cel mai mult și preparatele astea mi-au plăcut cel mai mult. Și dacă aveți timp să-mi scrieți o combinație, deci ca și cum vreau starterul de la meniu 3 cu gustarea rece de la 1 cu aia de la 2 și aia de la 2 și finalul de la 3. Ca să-mi dau seama cam ce orientări aveți. Gustare rece. Fagra cu jeleu de și amare, am citit ăla. Tu l-ai că de două l-am citit. Consome de rață cu ravioli. Bun. Gustare caldă. Șalău de dunăre, icre negre, cremă de mămăligă cu gorgonzola și unt afumat. Chips de legume, sos de unt cu spanac și sparanghel. Pff, nici n-am mâncat și deja am vine să râbi. Intermezzo, sorbet de lămâie. Nu prea place sorbetul. Preparat de bază, două de vită cu prepeliță, ciuperci de pădure, king oyster, tartă cu legume copte, piure de morcov și sos de vin de porto. Ca desert, trio de ciocolată, jeleu de banană și înghețată de, înghețată de popcorn. Vă dați seama. Bun, ultimul meniu. Mai avem și meniu pentru copii. Starter. Crispy tofu, soia, maioneză de țelină. Gustare rece. Paste de ciupeș cu tartar de ardei, cop și măsline. Crochetă de mazăre cu gem de roșii confiate. Panacota de migdale cu măr și lime. Humus cu năut crocant, castravete marinat cu lime și coriandru. Tartă cu brânză de capră, ceapă verde și cușcuș cu pătrunjel și vinete marinate cu sturoi copt. Gustare caldă. King Oyster Consomé, smântână afumată și Brunoa de apio cu țerina. Preparatul de bază constă în steak de dovleac marinat în soia, păstărnac rumenit, sos de migdale, endamame, sote, ulei de ceapă verde, iar suplimentul constă în rulou de varză umplut cu orez, chebe și verdețuri, cremă fermentată. În meniu ăsta îi vegetarian, pentru cei care sunt vegetariani. Și avem meniu pentru copii, pentru că o să, o să vină câteva persoane cu copii și să aibă și copiii meniul lor. Nu? Că nu o să mănânce consome de nu știu ce copii, majoritatea nu o să aleagă chestia asta, ci o să aleagă mai degrabă următor, următoarele lucruri. La starter, pâine toast cu ou și bacon, salată cu pește, ches chesadia cu șuncă și cedar, șnițel de curcan în crustă, dovlăcel la grill cu mozzarella și roșii, ciupercă umplută cu legume și brânză slabă supă de pui cu legume sau, la alegere, supă cremă de ciuperci. Ca fel principal avem paste gratinate chicken alfredo sau burger de vită cu cartof la cuptor. Deci vă dați seama, copiii mănâncă burger. Sau piept de curcan cu cremă de cartofi și sos ciuperci sau biban în crustă de le, cu legume rumenite ori frigărui de pui cu roșii copte și dovlăcel. Asta e meniul pentru copii. Bun. Noi am ales meniurile... Noi am ales uh, unul vegan, unul mai tradițional și unul l-am făcut noi un pic de acolo, un pic de acolo. Trei meniuri, pentru că nu poți să-i spui bucătarului sau să le spui domnilor de la, uh, de la sală, vrem, dă-ne -li, toată lista și nu, ei trebuie să-și facă să-și facă niște provizii, să-și pregătească bucătăria. În fine, am ajuns la o înțelegere și se poate să le dăm, o, să le dăm invitațiilor opțiunea să-și aleagă trei meniuri și de acolo o să fie preparate toate. Bineînțeles, cu niște costuri suplimentare din partea noastră, dar tot ce e mai bun pentru invitații noștri. Să nu fim ipocriți, trebuie să le oferim și o seară de neuitat. Pentru că despre asta e vorba. 25%. 25. 75% e vorba despre finanțele noastre ca să avem puteri să pornim în drumul nostru. Să facem ceva cu banii și să ne îndeplinim anumite vise. Bun, să-mi ziceți, vă rog, cum vi se pare, care vi se pare mai interesant și ce combinație ați alege dintre meniurile prezentate. Al vostru, Livian, vă pupă și poate ne vedem la nuntă, pun live pornesc live-ul și suntem acolo cu toții. O seară minunată, prieteni!